Am înțeles că este un aparat nou, foarte performant și recomand cu căldură tuturor să facă. Tuturor femeilor din județ și din alte județe, dacă, mă rog, sunt aici și află despre el. Doamna doctor s-a ocupat de mine, am trecut cu bine peste screening-ul care l-am făcut, pentru că trăiește anumite emoții așa în prima fază când faci și nu știi exact care va fi rezultatul. N-a fost deloc dureros, e ceva care trece foarte repede, durează puțin și nu văd pentru ce nu ar face mai multă lume acest test de mamografie. Vă mulțumesc! Eu vreau să le mulțumesc celor care au inițiat proiectul, și domnului Secăi și domnului profesor, doctor universitar Aurel Ardelean, care este și consilier județean și face parte, practic, și din legislativul Consiliului Județean, și doamnei doctor Corina Mișan, care a fost la început director medical când am implementat acest proiect. Mulțumesc conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, doamnei director și echipei. Mulțumesc medicilor de familie care nu sunt prezenți aici, noi am făcut o invitație, dar le mulțumesc pentru implicare și știu că avem nevoie de ei pentru a dirija pacientele. Mulțumesc Direcției de Sănătate Publice Arad și tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, domnului Șeran, care e reprezentantul nostru al Consiliului Județean al Executivului, care a sprijinit acest proiect și sper ca de această investiție a noastră a tuturor, de acest proiect frumos, să beneficieze cât mai multe ardence, să-și învingă teama firească și să vină să vadă dacă au sau n-au această boală urâtă, care este cancerul, și pentru care noi deja pregătim o strategie. După cum știți, pe Programul Național de Dezvoltare Locală am depus un proiect care s-a bucurat de succes. Urmează să semnăm săptămâna viitoare cu Ministerul Dezvoltării finanțarea pentru nou spital de oncologie, care va fi în municipiul Arad pe Vicențiu Babeș. Și cred că aceste investiții se vor lega una la alta, astfel încât să reușim să valorificăm cât mai bine resursa umană excepțională din domeniul acesta, din domeniul oncologic și conex. Și să reușim să rezolvăm cât mai multe cazuri. Știm cu toții, incidența bolii în acest domeniu este pe primul loc în județul Arad și pentru noi este o chestiune strategică pentru județ, pentru că până la urmă de starea de sănătate a populației depinde și economia județului, depinde și bunăstarea noastră a tuturor. Prezența mea aici se datorează faptului că încet încet intrăm în ultima parte de implementarea unor proiecte, ce înseamnă zonele de finanțare. Mă uitam la acea tâmbiță care scrie Programul Transfrontalier 2007-2013. Pe Programul Transfrontalier 2014-2020 abia acum lucrurile se cristalizează și proiectele pe care le-am depus atât pe zona de infrastructură, cât și pe zona de sănătate vor lua conturul în următoarea perioadă. Și vom încerca, eu cred că până la sfârșitul mandatului, să rezolvăm câteva probleme de spații, de clădiri în cadrul Spitalului Județean și încet încet să intrăm într-o normalitate. Clinica sau secția de oncologie este un exemplu, este și zona de psiatrie în care trebuie să intervenim partea de infecțioase, dar de fiecare aceste lucruri vom discuta. Ce încercăm în această perioadă este ca pe tot ce înseamnă fonduri europene, guvernamentale sau proprii, să investim în spații corecte către spital și către cetățean într-un final. În orice sondaj în acest moment, sănătatea este primul loc ca și îngrijorare în România, iar echipa Consiliului Județean a dorit și dorește în continuare să fie un partener cu arădenii prin Spitalul Județean și investițiile care le avem acolo. Partea Universității de Vest Vasile Boldiș pentru cooperarea care am avut-o. Să mulțumesc în primul rând
doctorul Dorbe, doctor Secheri, șeful de proiect, pe care noi l-am ajutat, l-am promovat. Să mulțumim partenerilor noștri din Ungaria, care a fost alături de noi, doamnei doctor, care este cea care coordonează toată activitatea din acest centru de screening, care până una alta este un unicat în vestul României, cel puțin în vestul României. Nu este semnalat un astfel de centru de screening mamar pentru această boală care la noi, așa cum spunea și domnul președinte, are frecvența cea mai ridicată. Sigur că este un mare succes pe care atunci în 25 iulie 2017, când același grup l-am deschis, ce nu puteam gândi că va veni așa de repede, datorită mai multor factori care au fost depășiți. Consiliul Județean a ajutat foarte mult prin fondurile care ni le-a alocat, altfel nu era posibil să realizăm această acțiune, mai Spitalul Clinic Județean și cu Universitatea, și să vă mulțumim, domnule președinte, în mod special, fiindcă au fost niște bătării și la noi în Consiliu pentru aceste, colega din Comisie recunoaște, pentru aceste fonduri, dar trebuie să ne gândim și un pic la perspective. Avem 1000, este un succes răsunător. Ministerul Sănătății, prin domnul ministru Doc, ne-a promis că vom fi cuprinși într-un program național. Nu știu la ora actuală, poate cunoaște doamna directoare mai bine, dacă am fost aprobați, nu am fost aprobați, a fost ministru Achimașa și așa domnul director. S-au schimbat ministrii și eu. Da, asta este, să ne zbatem pentru a fi cupriși într-un program național. Altfel am demarat această acțiune care trebuie extinsă și la nivel rural. Acolo sunt foarte multe cazuri. De ce sunt foarte multe cazuri? Fiindcă este pudoarea aceasta fals înțeleasă a femeii care trăiește în mediul rural să ascundă boala. Deci, aici avem un aparat Siemens de ultimă generație pentru care se deservește practic principală examinare pentru un screening mamografic pentru prevenția sau depistarea precoce a cancerului mamar. Acest aparat ajută la depistarea în stadii incipiente, mai bine zis, mai pe sensul tuturor, în stadii curabile a cancerului mamar, fiindcă se știe că această euroregiune în care ne aflăm, din păcate, se caracterizează printr-o incidență și mortalitate crescută prin această localizare neoplazică prin cancerul mamar. Scopul proiectului de screening este, de fapt, reducerea mortalității prin depistare în stadii curabile acestei boli și chiar scopul proiectului prin care a fost cumpărat acest aparat performant este reducerea mortalității cu 30% în următorii 10 ani în mortalitatea de cancer mamar. Deci, noi, prin punerea în funcțiune acest aparat și prin examinarea deja 1000 de femei, și bineînțeles că urmează să examinăm până la 5000 de femei, deci targetul fie tot mai mult, rezultatele, așteptăm rezultatele prin depistări în stadii incipiente și, bineînțeles, femei care o să fie tratate și chiar vindecate de cancer mamar, fiindcă și vindecare este posibilă dacă se depistează în stadii 1-2. Astăzi, pentru Consiliul Județean, este un moment festiv, pentru că am reușit să avem deja 1000 de paciente. Vreau să profit de acest moment pentru a mulțumi tuturor celor care s-au implicat. Încep cu cei care au pus bazele acestei finanțări, care este un centru pilot pe România și sigur că acesta va fi multiplicat pentru că este deja un succes. Mulțumesc Spitalului Clinic Județean de Urgență, mulțumesc Universității de Vest Vasile Goldiș care au gândit acest proiect, mulțumesc celor care au sprijinit din Consiliul Județean, inclusiv Consiliul Județean care au votat finanțarea acestei investiții. Mulțumesc primarilor care s-au implicat și medicilor de familie, pentru că e foarte important
ca ei să fie cei care selectează pacientele și să le încurajeze să vină, să aibă curajul să vină să descopere dacă au sau nu au cancer. Și mulțumesc în primul rând personalului medical care lucrează aici și care a reușit să facă această performanță, dar pentru noi este primul pas. Urmărim să ne ducem până în ultimul sat din județul Arad, astfel încât toate pacientele să poată beneficia de această investiție, de acest efort pe care l-am făcut cu toții. Și noi continuăm colaborarea cu spitalul din Hod, Mesovaș-Arhei, pentru că am văzut că acolo există o expertiză, sunt mai avansați decât noi și vrem să beneficiem de această expertiză. După proiectul acesta, acum pregătim un nou proiect în domeniul infecțioase, unde vrem să aducem în Arad aproape 2 milioane de euro și sigur că vrem să atragem fonduri europene cât mai multe și mai ales în domeniul acesta al prevenției, pentru că am constatat că e mai puțin costisitor să investim bani în domeniul prevenției decât să tratăm boala. Pacienta între 45 și 65 de ani trebuie să-și efectueze mamografie odată la 2 ani, pentru că, din păcate, cancerul mamar nu doare și pentru a putea depista o tumoră mamară malignă în fază incipientă este necesară mamografia. Aparatul ăsta la ce vă ajută? Este tocmai mamograful care ne ajută cel mai mult. Aici se efectuează investigația. Pacienta aici vine, aici este aparatul care efectuează mamografia, după care prelucrarea imaginilor se face de către asistentă și sunt trimise medicului pentru interpretare digitală.